Un accident grav cu 8 victime a avut loc pe DN73A în județul Brașov, între localitățile Șercaia și Vad. Accidentul a avut loc între o autoutilitară și un autoturism. Șoferul autoturismului a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu autoutilitarea. În urma impactului, 8 persoane au fost rănite, dintre care una este în stare gravă. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje SMURD și ambulanțe și a fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD. Astfel, 4 persoane au fost duse la spital în Brașov și alte 3 la spitalul din Făgăraș. Persoana inconștientă a fost transportată cu elicopterul SMURD la Târgu Mureș, fiind în stare foarte gravă. Polițiștii au deschis dosar penal și continuă cercetările.